seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Fata mea, că când nu există, eu nu pot demonstra că sunt tatăl copilului meu. De un an de zile, Ghenadie Baev din Cojușna luptă pentru a obține dreptul de a se numi tatăl propriului copil. Fetița de 8 anișori nu are niciun act de identitate. Eu multe ori am încercat, vă lămuresc care este situația, multe ori am dat chiar documentele la face de mitrica copilului, dar ce-am sunt răceat permanent prin ei, am refuz. Acum 2 ani, mama fetei a dispărut din viața lor și nu a lăsat niciun mesaj de adio. De atunci, bărbatul nu o mai poate găsi, spune el. Tot așa sunam, că e închis într-un beș, că e în asta. Zic, bun, dar cum suni? Cum mă sun dacă tu ești închis într-un beș? Ghenadie spune că autoritățile ignoră problemele lui, iar în lipsa mamei copilului, el nu își poate demonstra paternitatea. Eu vreau să găsesc soția mea ca să-i fac actele la renunță. Unde se află astăzi mama copilului? De ce femeia în tot acest timp s-ar ascunde de Ghenadie? Cine încă o mai caută? Vor reuși într-un final să se revadă? Aflați astăzi! Iunia Baev, fiica mai mare a bărbatului concubina căruia a dispărut, spune că decizia acesteia de a pleca de acasă pe neprins de veste le-a îngreunat viața tuturor. Tânăra a venit astăzi la noi ca să-și susțină tatăl și să transmită un mesaj femeii dispărute. Bine, te așteptăm! Bună seara, Iunia, bine ai venit! Eu știu că, în primul și în primul rând, tu ai un mesaj pentru mama sorei tale mai mici. Ce ai vrea să-i spui? Eu aș vrea să-i transmit că o mamă care își iubește copilul niciodată nu o să-l lasă singur, să-l părăsească și o să aibă grijă de el în continuare. Nici o mamă nu știu cum poți să nu iubești copilul așa că să-l lași singur. Dar de cât timp a lăsat-o? Undeva 2 ani. 2 ani? Da. Tu câți ani aveai atunci? 18. 18, da. Acum ai 20. Da. Mulți înainte. Zi-mi, te rog, știi din ce motiv ar fi dispărut femeia? Nu, eu nu știu din ce motiv. Cred că ceva între tata și ea a fost. Eu nu sunt la curent. Dar eu știu că tu ai stat o perioadă cu ea. Da, când eram mai mică. Da? Da. Și cum a fost viața voastră alături de această femeie? Eu aș spune că din cauza ei multe s-au distrus, adică ea nu avea deloc grijă de noi. Ea mai consuma alcool. Dar tatăl tău? Tatăl... Consuma și el alături de ea? Nu a fost așa. El mai mult la lucru, lucra ca să întrețină pe noi. Nu a fost așa că să consume alcool. Și acum, eu știu că tu ai grijă de sora ta mai mică. Da, eu și tata. Eu l-ajut pe tata. Și îți asumi rolul de mamă cumva la această vârstă? Da. Pot să spun că sunt loc de mamă. Eu fac lecțiile cu ea, o ajut să învețe, să am grijă, mâncare, haine. O iubești? Da, foarte tare. Eu știu că voi aveți mămici diferite, dar de asta și te întrebam. Ce relație aveți între voi? Eu tare o iubesc pe sora mea, fiindcă ea este ultima și cea mai mică și nu vreau ca să aibă o viață oribilă. Dar spune-mi, te rog, eu știu că o perioadă tu trăiai cu ea, după care ai plecat la mămica ta, acum iar ai revenit, da? Sau cum s-a întâmplat? Povestește-mi, te rog. Da, o perioadă am trăit cu tata și cu ea, toți. Apoi noi de ce să plecăm cu mama, adică oricum mama nu schimbă nimic. Noi n-am putut spune la altă femeie mama. Pentru noi asta era imposibil. Dar cineva vă punea să-i spuneți mama? Ea vrea că noi să-i spunem mama. Alina? Da. Concubina tatălui tău? Da. Da? Vroia să vă spună mama? Da. De ce? Nu știu, poate să se cotea că poate să ne fie ca mama, dar ea nu și-a asumat rolul ăsta. Nu a arătat că poate să fie mama pentru noi. Ai zis noi, spui că sunteți mai mulți, cât sunteți de tot? Noi suntem 2 frați și 2 surori. 2 frați și 2 surori? Da. Dar tăticul tău mai are copii? Da. Deci cea mai mică e a 5-a, da? Și câți mai sunt încă? 2 mai mari. Deci 7 în total? Da. Și cum vă înțelegeți între voi? Foarte bine. Ne înțelegem de minune, adică nu sunt neînțelegeri sau
am ceva. Vă întâlniți, vorbiți? Da. Și ceilalți o iubesc pe Mezină, vin să te ajute cu ea? Acum nu prea ținem legătură de strâns, adică da, toți au avut grijă de ea. Câte puțin, dar toți au ajutat. Că e Mezină, nu? Da. În această seară noi îl vom auzi și pe Ghenadie. De la el vom afla și despre ceilalți copii din alte două căsnicii. Până atunci, Iunia, spune-mi, te rog, când Alina a dispărut, cum a început să se descurce tatăl tău cu sora ta mai mică? Când a dispărut, eu nu eram cu ei. Eu am un an de când sunt cu ei și îl ajut pe tatăl. Adică, ai revenit în casa da. Tatălui din acest motiv, ca să-l ajuți cu sora? Sau... Nu, pur și simplu noi ne-am întâlnit, am vorbit după mult timp, care nu am fost cu ei. Și din prima zi, cum am văzut-o pe asta mică, am iubit-o și am spus că e cea mai mică, trebuie de avut grijă. Adică, deja că este fără mamă, oricum, trebuie cineva să-i dă, poate nu iubirea de mamă, dar măcar să o susțină, să o ridice, pentru că... Eu mă tem să întreb dacă ea întreabă de mama ei. Ea întreabă. Multe ori, noaptea se trezea din somn plângând. Aveam am prietene multe, o luam cu mine și chiar una are doi copii. Și copiii îi spuneau mama și ea se duce la ea și îi spune, poți să spun și eu mama? Și ea i-a fost jele, a spus, da, poți să-mi spui. Și tot așa îi spunea mama, apoi la altă prietenă de-a mea tot așa a întrebat-o, și ce poți să-i spui la un copil care este fără mamă? Poți să-mi spui mama. Dar ce îi spuneți atunci când întreabă, de unde e mama mea? Ea știa că mama ei nu-i, pentru că ea avea 6 ani atunci când a lăsat-o. Deci deja înțelegea da, niște lucruri. Un copil de 6 ani, el înțelege multe. Și de așa cum este, pentru că deja înțelege că știa, fata singură știa că mama a fugit și a lăsat-o singură și a dus dorul și acum aduce dorul și multe ori stau și vine lângă mine și îmi spune că mama a fugit, că e dor, dar nici nu vrea să se ducă cu ea. Chiar dacă o să apară sau ei, eu nu vreau. Dar tăticul tău o iubește? Foarte tare o iubește. Și are grijă de ea? Foarte tare are grijă. Nu știu, ca un tată să rămână singur cu un copil păi asta vreau să întreb, cum se descurca el de 6 ani, este foarte greu. Este foarte greu, dar el își dă stăruința, muncește pentru ca să o ridice pe ea. Colegii mei au discutat cu tatăl tău. Hai să vedem ce povestește el despre viața lui după dispariția Alinei. Atenție la ecran. Ghenadie Baev este originar din satul Cojușna și are 50 de ani. Bărbatul are 7 copii din concubinaje și căsnicii diferite. Prima căsătorie am 2 copii, primul 4 și ea calenuța e ultim. Acum un an, Ghenadie s-a mutat cu traiul la Chișinău. Aici, bărbatul închiriază o casă la sol și muncește ca sudor la o uzină din capitală. E foarte greu, dar în orice caz mă descurc. Eu am 1.500 pe săptămână. Am 6.000 pe lună. Dar în orice caz mă descurc. Un an de zile, bărbatul încearcă să-și înscrie copilul la o școală municipală. Însă toate instituțiile din capitală au ușile închise pentru fetițe, spune el, atât timp cât nu există un act de naștere a copilului. Eu vreau să găsesc soția mea ca să-i fac actele lui Alinuț. Dar fata tare vreau la școală. Nu-i scăpa păcă de-aia pentru școală. La moment, Ghenadie nu are niciun act care i-ar demonstra paternitatea. Bărbatul își face griji că autoritățile i-ar putea lua copilul în orice clipă. Eu nu pot demonstra că sunt tatăl copilului meu. Eu multe ori am încercat, vă lămuresc care este situația, multe ori am dat chiar documentele la face de Dmitrica copilului, dar ce-am sunt răceat permanent prin ea, îmi refuz. Cel mai mult, cred că ce nu-mi place în această istorie, este un model de viață în care divorțul a devenit ceva normal, sau despărțirea. Și consecința acestor lucruri, de fapt, este suferința copiilor sau starea în care ei cresc. Nu există o educație familiară corectă, mie așa îmi pare. Se mai întâmplă în viață, sunt absolut de acord cu această situație, că nu se înțeleg un bărbat și cu o femeie și au dreptul să nu mai trăiască împreună. Dar aici am impresia că este o normalitate, atât din partea tatălui, cât și din partea mamei.
Sper foarte mult să nu să se răsfrângă asupra acestor copii în viitor, pentru că fiecare din ei are dreptul la fericire, are dreptul să-și facă o familie și foarte mult sper să aibă familii de lungă durată. Mie îmi pare că, de fapt, la baza unei dezvoltări frumoase a unui stat stă familia. Eu vreau să zic că pentru mine sau am așa emoții pozitive și mi-a lăsat niște amprente destul de profunde faptul că așa o fetiță care încă nu este ea mamă poate să îngrijească de un copil exact așa cum ar face o mamă. Și deși într-adevăr așa este, un cuplu dacă este și mamă și tată și acolo sunt copii, asta e o variantă ideală și așa ar trebui să fie. Iar în situația când mama lipsește, cum s-a întâmplat în subiectul nostru, e foarte bine și foarte plauzibil, fiindcă are, oricum copilul acesta nu este lăsat singur, are un tată care o iubește și respect pentru el că nu și-a abandonat și el copilul, cum de fapt mai sunt și alții care o fac, și are frați și surori, după cum a spus Iuniana, că are și alți frați care tot contribuie la, cumva o ajută, nu știu cum, dar dacă ea a zis, înseamnă că așa și este, și copilul acesta este, are dragoste. Asta este cel mai important, când copilul are dragoste. Eu cred că este foarte trist atunci când un copil micuț dorește să spună cuvântul mamă și nu are cui să-l spună. Și cere permisiunea altor persoane străine pentru el ca să îi spună mamă. Deci este foarte trist și fac un apel către toate mamele și către toți părinții să fie lângă copilașii lor, pentru că ei au nevoie de dragostea lor, nimic și nimeni nu poate înlocui un părinte, chiar dacă acel părinte nu este foarte demn. Și sper că într-un viitor apropiat totuși acest copilaș să pronunțe cuvântul mamă așa cum își dorește. Eu mă bucur că fetița are cel puțin familia pe care o are acum, și poate să se lipească de cineva seara, să-l îmbrățișeze și să știe că este dorită și iubită în familia ei. Al doilea moment m-a frapat faptul că în secolul 21, într-un stat atât de mic al nostru, există niște mecanisme birocratice atât de complicate încât tata nu-și poate demonstra paternitatea ca să-și poată ajuta copilul să se înscrie la școală. Pentru că pierde un pic din ceea ce se numește dezvoltarea în cadrul instituțional. Copilul are nevoie de școlarizare și trebuie cumva să-l ajutăm să depășească acest moment important în viața ei. În această seară vorbim despre soarta unei fetițe de 8 ani. Mama acesteia a dispărut fără urmă acum 2 ani. Rămas de unul singur, tatăl fetiței nu-i poate face vreun act de naștere copilului și spune că este ignorat de autorități. Ghenadie Baev va intra acum în platoul nostru să ne povestească istoria lui. Să-l întâmpinăm. Добрый вечер, студия. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Наталья. Bună seara. Bună seara! Bine ați venit la noi, Ghenadie! Am aflat, Ghenadie, că aveți 7 copii. Da, am 7 copii. Pe toți i-ați crescut singur? Nu, primii doi i-am crescut în timp oricare și mama a divorțat de mine și am următorii 4 am crescut cu Iunia de-am sunteți cunoscut. Da. Asta una din acei 4 de la 2 căsătorii și acum am pe Alinuța care... Este și situația programului de azi. Nu m-am gândit vreodată ca să ajung în coace, da. Dar permiteți-mi să vă întreb, ce s-a întâmplat cu primele două căsătorii? De ce nu au ieșit niciuna, nici alta? Prima căsătorie a ieșuat din cauza că am prins mie în relație cu alt bărbat. La două căsătorii, soțul i-a plecat la Moscova, nu, m-am așteptat cât am așteptat și nu s-a întors. S-a întors, da, de-am relațiile a rostcat. Și atunci copiii au rămas cu dumneavoastră atunci când... În timpul care au fost stat cu mine, pentru că nu a venit mama, eu... Și apoi au plecat la ea și acum... Nu, dar cu Alinuța, am
mama a părăsit-o și Alinuța a rămas cu mine. Dar copiii din căsătoriile precedente, ei mai vin la dumneavoastră? Nu, în ce relație sunteți? Iunie chiar trăiește cu mine. Așa. Trăim împreună, deci ei mă susține foarte mult. Deci acum sunteți cu doi copii, cu Iunia și cu cea micuță. Asta mă ajută foarte mult, da, într-un mod. Vă ajută? Da. Așa. Eu mă bucur că sunteți și împreună și că vă ajutați unul pe celălalt. Dar spuneți-mi, vă rog, cum este rolul de tată singur? Cum vă descurcați? Cum să vă spun? Primul timp nu era foarte greu, că acum m-am dat și mă descurc deja. Ce a fost cel mai greu în acest rol de tată singur? Cel mai greu a fost primul timp, când am apărut la oraș, copilul, ieșind cu mine la plimbare, spunea, tata, dar de ce? Tu ești numai tu cu mine, dar copiii alții iese cu mama și cu tata. Asta distruge sufletul pur și simplu. Cum copilul s-a dat deja? Dar cum s-a dat? Iată, ceea ce ne povestește Iunia ne sfâșie sufletul. Că vrea fiecare femeie pe care nu, o dorește. Nu, da, în timpul care au fost, la fiecare femeie îi spune mama, chiar și o soră ei, sora lui Iunia, tot încercat să-i spui, eu că nu vrei să fii mama mea. Măcar fiind soră, clar că i s-a lămurit că nu este posibil așa ceva, dar... Dar ce i-ați explicat copilului? De ce toți copiii au și o mamă și un tată cu care se plimbă, da, Iunia? Așa și am lămurit, că așa este situația și nu avem chips la moment să avem mamă. Într-un caz, eu știi că m-am lepădat, că prin sat acolo, prin unde am trăit noi, i-a spus mulți că mătă, te-a lepădat și s-a dus. Că la dânsa asta. Așa, așa de crunți sunt oamenii? Sunt oameni copii. Diferiți. Spuneți-mi, vă rog, Ghenadie, vă plângeți că nu puteți să-i faceți acte fiicei de 8 ani? Da, deci deja de 8 ani nu pot. Dar de ce nu le-ați făcut când mama ei mai era încă lângă voi? Vă lămuresc care e cauza. Noi am dat 7 ori la autorități documentele, dar în cazul că ea nu era divorțat cu primul soț, nu ne-a permis să facem actele. În altă timp, ne le refuza. Spuneți, vă rog, dumneavoastră, când vă spuneți că v-ați adresat la autorități, unde v-ați adresat în primul rând? La ce instituție? La Cujușna ne-am adresat. La oficiul stării civile? Nu, în primul rând la Cujușna, la primărie. Așa. Asta a fost prima încercare. Pe urmă, la oficiul stării civile Strășeni. Deci acolo ne rambursau documentele, asta au fost de vreo 3 ori. Noi am dat documente. Și tocmai a treia oară ne-au spus, duceți-vă la Briceni. La Briceni de ce vă trimis? Fiindcă ei din Briceni și era căsătorit acolo pe... Așa, corect. Dar fetița unde s-a născut? Fetița s-a născut în Cojușna. Care a fost motivul că v-a refuzat? Nu v-a spus, nimeni nu v-a spus că, de fapt, nu era refuzul din motiv că dumneavoastră v-ați adresat că ea e în căsătorie. Aceasta nu era un impediment, absolut. Impedimentul era că nu trebuia să se prezinte și soțul ei sau să depună o declarație la primărie sau la oficiul stării civile. Nu contează. În cazul acesta, la Briceni. Sau, în cazul când poate fostul, actualul soț, sau să zic soțul ei, cine era ea căsătorită, da? Bărbatul acela urma să meargă la notar să depună o declarație, prin care să declare că el nu are nimic împotrivă, el nu este tată copilului minor. Ghenadie, scuze-mă, te rog, Lilia, dar dumneavoastră știați că ea era mai era căsătorită? Da, știam. Știați? Da. Și... Cum era? Să știți că voi nu ați fost căsătoriți oficial, nu? Atâta timp cât ea era atunci căsătorită cu un alt bărbat. Dumneavoastră cum vă simțeați? Ce vă spunea ea despre cealaltă căsătorie? E prima dată. Când a venit chiar la mine, și până a venit la mine, ea ne-a explicat că el o bat, eu se comportă urât cu dânsă și din cauza la asta e... Dar cum v-ați cunoscut, Ghenadie, cu ea? E un prieten, era din... Din Prinistrovi, a venit la mine în ospiță și stând de vorbă, el zice, băi, totdeauna îți cauți o femeie, o prietenă. O zic, eu am pe una, grăiesc cu dânsa pe telefon, dar ei nu-mi trebuie. A dat numărul ei de telefon și ne-am contactat. În seara aceea, ca din glumă, ne-am contactat. Pe urmă s-a prinit că i-am sunat și am început a discuta și, știi, cel mult 2 săptămâni după primul sunet, a venit la mine. A venit la dumneavoastră și ați început să trăiți. Da? Da. V-ați plăcut? V-ați iubit? Da, ne-am plăcut, ne-am început a trăi. Cât ați stat împreună, de tot?
fost împreună cu vârsta lui Alinuța, la vreo 9 ani am trăit împreună. 9 ani împreună, da? Ați trăit. Și totul a fost bine? Nu, niciodată nu ați regretat? Până la ultimul an a fost tot bine, înainte de a pleca. A fost tot foarte frumos. Spuneți-mi, vă rog, ce acte dețineți la moment pentru copilă? Eu am actul de la naștere. Ce fel de act? Care se dă la nașterea copilului. La spital? Da, care se dă de la spital. Actul constatător că copilul s-a născut. Da, am cartica medicală a fetei. Deci și ea are toate vaccinele, are toate controlele medicale care sunt necesare, are totul. Și am cartica de la spital. Și atât? Da. Certificat de naștere, nu? Certificat de naștere, dacă nu s-a făcut, nici n-am de unde să luăm. Ne mai vorbim de alte acte. Da. Și acum, exact din cauza asta, dumneavoastră nu o puteți nu da la dau, școală, la pentru că nu acceptă nimeni. Nu pot să pun la evidența medicilor. Nici la evidența medicilor? Da, aici am chestiune, eu nu pot să pun. Și dacă pățește ceva, ce faceți? Bine, probabil se mai îmbolnăvește un copil, începe a tuși, unde îl duceți? Ei, dacă începe a tuși, eu știu cum să-l vin. După 7 copii, eu știu și singur cum să le cuiesc. Dar spuneți-mi, vă rog, totuși, cum a dispărut Alina? Ei, cum a dispărut? Era 25 septembrie, cam îți aminte. Lucram la zernatoc, știți ce înseamnă toc la sat? Da. Deci, ca fiecare om care lucrează unde plătesc puțin, ceva mai duceam și acasă. Și m-am dus cu un rez cu bicicleta, am pus o sumcă de răsăretă și m-am dus acasă. Când am venit înapoi, Alinuța dormea, eu nu era. Și atât? Și atât. Nici o scrisorică, nici un mesaj de adio? Nu, m-a sunat cam piște un timp oricare și-o scofurat-o. Nu, asta au mai fost cazuri, când eu spune, în ultimul an. A, deci ea nu prima dată dispăruse? Nu, în ultimul an asta au fost mai des și ori. Da. Până la urmă ați aflat cu cine a fugit, la cine a fugit? Nu, cam imagini eu aveam și deodată. Cu cine a fugit și cum? Și cu cine a fugit? E un fel de om care el s-o cotea de cu mătru, eu de cu mătru nu l-am s-o cotit niciodată. A, dar era un apropiat al familiei? Da, deci el chiar și-a trăit la noi. Chiar și-a trăit la voi? Da. Dar cu ce ocazie? Știți că nu degeaba spune că când hrănești un om, teme-te ca să-ți cuțetă în spinare. Haideți să vedem cine ați mai povestit despre relația cu Alina, mama mizinii dumneavoastră. Atenție la ecran. După două mariaje eșuate, Ghenadia îi spune că nu s-ar fi gândit să întemeieze o nouă familie. Asta până când în anul 2009 el a întâlnit-o pe Alina. Era simplu, într-un mod. Nu era cu nasul pe sus, cum s-ar zice, nu era asta, era o simplitate. Primii 4 ani de relație, cuplul i-a trăit fericiți în satul Cojușna. În 2013, cei doi și-au schimbat traiul la satul de baștina femeii. Anume acolo au și început certurile în familie, își amintește Ghenadie. Eu a început a dispărea de acasă, nu vine câte o sară, pe urmă două, pe urmă trei, odată două săptămâni nu a fost acasă. Bărbatul povestește că relația lor era tot mai comentată de săteni. Infidelitatea femeii era des discutată de vecinii cuplului, spune el. Mai multe persoane că au văzut-o și cu unul și cu altul și cu astea. Deci, știți cum dragostea e oarbă și nu tragem atenție la tot ce e împrejur. Dar nu cumva ați încercat dumneavoastră să o alungați de acasă? S-o alung? Niciodată nu am încercat așa. Niciodată? Așa iertați? Că uite ce vorbea lumea și ce înghițeați nodul și mergeați înainte? În orice caz, eu mă stăruiam copilul să fie lângă mamă. Da, am chemat poliția la casă. Dar ce a făcut ea? Sau dumneavoastră? M-a fript cu... Tu să fac buletinul și m-a dispărut. Eu ați trebuit să înțelegi acum, cel puțin ipotetic, nu-i pot da legal, sunteți tatăl, iată, acestui copil... A lui Ghenadie. A lui Ghenadie. Când am venit înapoi, Alinuța dormea, eu nu era. O mamă care își iubește copilul niciodată nu o să-l lăsă singur, să-l părăsească. Din cauza ei, multe s-au distrus, adică ea nu avea deloc grijă de noi. Tu ai grijă de sora ta mai mică? Da, eu și tata. Noi am dat 7 ori la autorități documentele, dar în cazul că ea nu era divorțat cu primul soț, nu ne-a permis să facem actele. Noi tot timpul ne le refuza. Și acum, exact din cauza asta, dumneavoastră nu o puteți nu da la școală, pentru că nu acceptă nimeni. Nu pot să dau nici la școală, nici să pun la evidența medicilor.
În curând, în platoul nostru va intra primul bărbat al femeiei dispărute. La fel ca și Ghenadie Baev, el este în căutarea fostei iubite. Ce motiv are el? Aflați tot atunci. Iar acum veți vedea ce spun vecinul și cumnata femeiei despre perioada în care ea s-ar fi aflat în localitatea de Baștină din raionul Brinceni. Atenție la ecran. Am venit aici să locuiască, le-a dat casă, că să trăiască, să locuiască. Și am crezut că sunt oameni locatere. Când pe urmă am lăsat, ei se ocupau cu furturi. A fost la noi, da. Ei, producte mai mult din frigider, îți părea mâncare. Și pe urmă sătenii vorbeau cu o văd pe dânsa. Pe la unii calea ferat, pe la linie pe acolo, era o prisacă. Dornea un prisacă și... Cu amantul, cu Vasile, da. Spunea că el e nașul lor și el e constructor mare și până să le facă lor casă, nu o să ducă el acasă. Trăiau într-o casă, era admirare Ghena și cu nașul într-o casă. Și, cam rușinos, și aici vreau să spun. Foarte urât se comporta. Am și fetiță povestec. Făceau dragoste pe scaun în fața copilului. Nu-i groază să vorbesc. Eu a lăsat omul cu doi copii și a plecat la bărbatul care a trăit cu a doilea bărbat. Nu-i mamă. Și gata. Eu asta privi... Eu sunt mama la doi copii și nu știu și asta. Către socrină, bărbatul niciodată nu a bătut-o. Nici iură, nici așa, la a doilea, nu știu, a treilea, de-mi și face. Dar niciodată nu a bătut-o. Da, iură, primul bărbat o bătie pentru că avea motivări care singur eu am văzut. Din ceea ce auzim, e clar că această femeie cumva prioritar are alte ocupații de retniciri, să zic așa, și copiii cumva stau pe un loc mai secund. Eu unica ce am vrut să zic pentru toți, că într-adevăr este un copil care, sau mai bine zis, părinții unui copil, tatăl unui copil, care se naște, este soțul oficial al femeiei care a născut copil. Adică soțul care are căsătorie ilegală. Și în acest sens am vrut să vă întreb, dar cine a depus cererea asta privind perfectarea certificatului de naștere? Împreună am depus cererea. Dumneavoastră ați mers să declarați că sunteți tatăl copilului, ați vrut să fiți neapărat indicat în certificat de naștere în calitate de tată? Da. Și ați avut vreun refuz oficial? Mi-au întors documentele, deci ne-a spus că este refuzat. Păi de ce? V-au spus de ce? Asta ne-a lămurit, că cum doamna a zis, deja la Brăceni. De ce? Din cauza la aceea că este căsătorit. Și de ce n-ați acceptat să fie perfectat certificat de naștere, fiind înregistrat tatăl oficial al acestui copil, ca măcar acest copil să fie identificat? Noi am început să strângem documentele pentru asta, dar... Din păcate, Alina a dispărut. Eu documentele le-am strâns. De 6 ani ați trăit împreună, nu? Nu, da, dar la Brăceni ne-am mutat mai târziu. Nu deodată. Eu văd și o iresponsabilitate din partea voastră, ca părinți. 6 ani de zile, nu sunt 6 luni, nu sunt 6 săptămâni, în 6 ani de zile, dacă se dorea, era o finalitate astăzi, pentru că autoritățile nu pot să refuză neîntemeiat și când refuză, explică, uite, trebuie să faci asta, 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 dacă realizezi aceste acțiuni, atunci aveți eliberat un certificat de naștere. Dar la pentru mine, scuzați-mă, vă rog, domnule Vârloan, pentru mine, în general, nu este clar cum există un copil 8 ani de zile, iar autoritatea nu-și bate capul nici măcar să-i ofere un certificat, deja în orice condiție. Copilul ăsta este practic inexistent, nu? Dacă stăm să ne gândim așa. Foarte simplu. Și copilul are dreptul în rubrica tată, în certificatul de naștere, să fie indicat tatăl biologic. Nu neapărat dacă era doamna în căsătorie, și nu dacă, dar ea este și până astăzi în căsătorie, asta nu înseamnă că ulterior, dacă ea a născut copii din alte relații, copilul acela neapărat trebuie să aibă familia sau să fie în rubrica tată indicat
Și atunci cum vă explicați voi, experții, în, refuzul autorității? Nu, era refuz foarte obiectiv, fiindcă urma să se ducă, după cum și-am mai spus odată, ori declarația soțului ei actual, declarația prin care el declară că nu este tată copilului, sau prezența lui fizică, să meargă toți între ei. În situația când el nu vrea să se ducă la oficiul stării civile, soțul ei nu vrea să meargă principial, cum la noi mai fac moldovenii, atunci el urmează să se duc singur. La notar să fac o declarație. Eu nu sunt tată copilului, numele nu-l știe, născut de către soția mea în anul cutare. Îl vom întreba pe soțul femeii dispărute de ce nu a făcut-o. Corect. Pentru că el își va face apariția în acest platou. Dar mai întâi, mai am încă câteva întrebări. Ghinadie, dumneavoastră ați încercat să o căutați pe Alina, să o readuceți da, acasă? Da, primul timp am încercat. Am apelat la poliție, în orice caz, ei cereri nu au primit. De ce? Că de dispariție, da, o promis ca să o caute. De ce n-au acceptat cererea dumneavoastră? Nu știu, nici de la mine, nici de la tatăl Alinei nu au primit cererea. O să las că noi să o căutăm, că o să tot trebuie și bă pe aici pensat. Așa, și tot o caută. Da, și până în ziua de azi tot o caut. Dar și polițiștii s-au schimbat după tot asta în sat. Deja și polițiștii s-au schimbat de atunci. Dar la moment, dumneavoastră, știți unde s-ar putea afla fosta concubină? Nu, nici măcar o idee? După ce au plecat, nici idei n-am. Odată am văzut-o în termenul ăsta. Au fost să luat documentele, că documentele ei erau la mine. I-a revenit odată acasă? Nu, nu a revenit acasă. Aici în Chișinău s-a întâlnit cu mine la Piața Centrală și au luat documentele. Păi de ce nu, atunci nu ați prins-o să rezolvați cu actele copilului? Eu îi cerut documentele că ei trebuie urgent. Și eu nu a stat mult, a stat 3 minute cu mine. Și-o grăit. Iar am o fetiță, nu știu vopsi de unde. Fetiță și dumneavoastră nu ați profitat de moment ca să vă rezolvați problema cu copila care deja trebuia să meargă în clasa a doua, nu? Nu în a întâia, deja în a doua. Nu, da, de anul ăsta trebuia într-a doua. Așa-i? De ce nu ați profitat de moment atunci? Folos dintr-însa mare noi. De ce? Deci e că e chiar să o pui să facă lucrul ăsta la momentul cealaltă. Eu nu văd dintr-însa folos în cazul ăsta. Ce era cu dânsa? Nu era adecvată cumva? Avea un comportament? Sau de ce dumneavoastră n-ați putut să insistați când sunteți fără acte? Copilul nu merge la școală, la grădiniță? Eu am insistat 6 ani la rând. Nu, păi eu erau anul trecut, dumneavoastră ziceți că i-a apărut, atunci trebuia mai insistent. Mă rog, dacă în 6 ani eu n-am rezolvat cu dânsa nimic. În 6 ani nimic n-am rezolvat. Eu de-am mers la aceea, i-am spus, dă să dăm la divorț. Dar spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră credeți că ea s-ar ascunde? Sau ea practic nu se ascunde, doar că dumneavoastră nu vă interesează deja unde este și ce face? Nu știu, eu am încercat să aflu din sat. Că oricum cu cineva vorbește, cu cineva. Dar atunci n-ați întrebat-o anul trecut, în septembrie, când i-ați dat actele, unde te duci? Nu spune la nimeni, atunci nici lui tata ei nu-i spune unde trăiești. Dar dumneavoastră ați întrebat-o? Da, ea nu mi-a răspuns. O să nu trebuie să interesează. Dar ea dacă ar avea motive să se ascundă, cum credeți, ce motive ar avea? Eu știu, în sat când am ea trăit... Ea nu se simte amenințată de dumneavoastră? Eu? Uh-huh. Doamne ferește. Nu prezentați cumva pericol pentru această femeie? Poate ea de asta a lepădat totul și copilul și a plecat? Nici într-un caz n-am amenințat. Nu? Nu. Iată ce spun oamenii legii despre locul unde s-ar putea afla mama copilului dumneavoastră. Atenție! La 12 iunie 2020, femeia a fost anunțată în căutare de către Inspectoratul de Poliție Briceni în temeiul unei cauze penale pornite conform elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute la articolul 201 prim, Cod Penal al Republicii Moldova, violență în familie. În cadrul cauzei penale menționate, aceasta avea statut de bănuită și la 6 iunie 2020, procurorul pe caz a dispus reținerea ei. Astfel, la 16 februarie 2020, în urma măsurilor întreprinse de polițiști, femeia a fost reținută și prezentată procurorului în procuratura Briceni pentru a fi înaintată învinuirea pe fapta invocată în cauză penală. Menționăm faptul că femeia are antecedente penale, fiind anterior cercetată penal pentru infracțiune prevăzută la articolul 187 Cod Penal, JAF. Dar față de cine a aplicat e violență? Față de care familie? În care familie? În 2020 noi deja nu trăim împreună. De ce? Este straniu.
În 2019, da, am avut un caz. Da, deci ați chemat poliția? Da, am chemat poliția la casă. Dar ce a făcut ea? Sau dumneavoastră? M-a fript cu... A, deci dar probabil asta, asta și-a fost violență în familie. Bine, în 2019 a fost cazul, în 2020 abia s-au... Dar ce v-a făcut? V-a opărit? M-a opărit cu castrulea de ucrop. Dar ce? Ce s-a întâmplat? De ce v-ar fi opărit? Că l-am fugărit pe cumătrul ăsta nostru din casă. Pe cumătrul ăsta care până la urmă credeți că era și amantul ei? Da. Cred că. Aha. L-am fugărit din casă și ghinica Linuța era lângă mine și am dovedit să-i spun să iasă din casă, că apoi era să pățească și fata probleme. De dumneavoastră niciodată n-ați ridicat mâna la femeie? Nu, am ridicat, dar a fost modul. Ați bătut-o timp de 9 ani de zile cât ați trăit împreună? Nu, timp de 9 ani de zile, doamne ferește. Am în ultimul an oprinit vreo 2 ori, da. 9 ani de zile n-am bătut-o. Dar ea nu s-a plâns la poliție? Nu s-a plâns. În schimb, dumneavoastră v-ați plâns? Eu am chemat poliția din cauza că el mai nu m-a nădușit și el m-a opărit. Aha. Deci, el, și el a sărit la... El a sărit întâi la ușigane și apoi, după ce el am fugărit din casă, el m-a opărit. Eu am chemat poliția mai mult din cauza lui, nu din cauza ei. Totul este foarte trist, este groaznic de trist situația, dar vreau să spun că sunteți foarte bravo. Mie îmi pare că sunteți un om cu suflet mare și ca și bărbat probabil sunteți cam moale de caracter. Și nu sunt pentru abuz în familie, niciodată nu am fost pentru aceea ca să fie lovit vreun membru a familiei, nu contează că este bărbat, că este femeie, mai ales copil. Foarte bine ați făcut că v-ați schimbat locul de trai și sper pentru fetița dumneavoastră asta să fie un nou început pentru dânsa și pentru dumneavoastră. Poate aici o să vă mobilizați, dar așa am vrut să vă sugerez ca o idee să vă găsiți pe cineva care să vă dea o consultație toate etapele cum să obțineți aceste acte și să nu tărăgăniți, să nu așteptați să treacă iarăși timpul. Sunt absolut sigură că aveți o rezervă acolo financiară, dacă trebuie să mergeți la Briceni să găsiți domnul, să mergeți împreună cu el la un notar, să faceți actul și să duceți copilul la școală. De asta nu vă lăsați. Nu vă lăsați, vă doresc mult curaj în continuare. Cu părere de rău, dacă găsiți doar tatăl oficial al acestui copil, puțin rezolvați. Fiindcă tatăl oficial al acestui copil, sau mai bine zis tată care este soț, era soțul oficial al copilului când s-a născut copilul, poate doar să înainteze o cerere pentru perfectarea actului de naștere, unde va fi indicat mama, concubina dumneavoastră, și tatăl, el care era soț oficial. După care dumneavoastră deja împreună cu această doamnă, concubina dumneavoastră, care este dispărută și plecată, urmează să mergeți la oficiul de recepție, depuneți o declarație comună prin care dumneavoastră declarați că sunteți tatăl acestui copil și doamna acceptă că dumneavoastră într-adevăr sunteți tatăl copilului și iată în acest caz deja va fi eliberat un alt nou certificat de naștere. Dar haideți să vedem cea mai proastă variantă. Atunci când mama se eschivează, nu vrea să se întâlnească cu nimeni, da? O cauți așa, iată așa cum o caută Ghenadie de nu știu cât timp, ce se întâmplă în cazul ăsta? Atunci, cât se mai întinde treaba asta? Unica soluție, o soluție este instanța de judecată. Dumneavoastră trebuie să adresați o cerere privind recunoașterea paternității și să demonstrați că acest copil s-a născut fiind tată dumneavoastră, inclusiv procedând la acea expertiză, test ADN, care este costisitor, dar nu e obligatoriu să faceți această expertiză, dacă demonstrați că pe parcursul respectiv ați avut o gospodărie în comun cu această doamnă, ați mers pe la cumetrie, ați mers, eu nu știu, în alte... Demonstrați că ați avut un trai comun, o gospodărie comună, perioada 180 de zile până la naștere și la nașterea respectivă, instanța vă poate recunoaște în calitate de părinte și deja, având o hotărâre judecătorească privind constatarea paternității, puteți să reperfectați actul de naștere acestui copil. Dar dacă doamna nu este de găsit, cel puțin, la moment, urmează că acest tată, pentru ca această fetiță să beneficieze de un act de naștere, să fie identificată... Deja nu mai contează cine să fie tatăl, nu mai contează măcar cine e tatăl, cel important ca această fetiță să fie, să aibă un act de naștere, în baza faptului că tatăl, de exemplu,
oficial, soț oficial, nu dorește să aibă grijă de acest copil. Pentru că el știe că nu-i tata copilului, e clar, el cunoaște despre acest moment, probabil, nu? Nu dorește să aibă grijă de copil, copilul, mama e dispărută și trebuie să fie o răspuns de la poliție, clar că mama este dispărută, dar eu văd că mama nu-i dispărută, mama cumva este găsită, doar că nu o găsiți dumneavoastră și nu vrea să vină el la dumneavoastră. Dar chiar dacă să admitem faptul că mama va fi dispărută sau mama iarăși nu vrea să aibă grijă de acest copil, urmează să fie stabilit statut de copil rămas temporar, fără grijă părintească, să fie instituită oficial tutela acestui copil al dumneavoastră, pentru că fata locuiește cu dumneavoastră o perioadă destul de îndelungată, este persoana care, dumneavoastră sunteți persoana care aveți o relație foarte strânsă cu acest copil, care pentru el, la moment, dumneavoastră nu sunteți nimeni. Dumneavoastră aveți grijă, dar nu sunteți nimeni pentru acest... Acest copil, la momentul, este în situații de risc, clar. Copilul nu are reprezentant legal și numai că nu are reprezentant, el nu există oficial pe acest glob, în această țară, el nu există. El poate fi ușor traficat, el poate fi ușor, nu știu ce se întâmplă și nimeni nu o să știe. Dumneavoastră, ca să mergeți, de exemplu, acum, copilul dumneavoastră dispare cumva undeva, dumneavoastră, când mergeți la poliție, spuneți că copilul meu a dispărut, vreau să fie căutat, ce cereți de la poliție? Care copil să fie căutat? El nu este acest copil în circuitul civil, nu există. Și atât neapărat urmează să întreprindeți acești pași dacă această mamă totuși nu este de găsit și sau, poate o găsiți totuși ca să întreprindeți... Domnule Vârlan, dar încă, pe lângă cei doi părinți care poartă responsabilitate pentru acest copil, există o autoritate care ar trebui în toți acești ani să se intereseze? Cum adică? Există un copil, dar nu există. Ce trebuie să facem? Cum trebuie să dregem noi situația din punct de vedere al statului, da? Eu asta și am, ea nu este un maidanez, o pisică de curte. Asta și-am întrebat. Există refuz oficial la unei autorități? Pentru că în momentul în care noastră ați fi depus o cerere oficială, urma să fie un refuz oficial și această autoritate neapărat urmea să autosesizeze. Măi, eu îi fac refuzul, dar ce se întâmplă cu copil? Și eu înțeleg că acest copil nu a apărut în vizorul autorităților, mă refer la, eu știu, asistență socială, pentru că el cumva, de acest copil noastră permanent ați avut grijă. El nu a apărut în vizor ca copil, eu știu, în dificultate, dar în același timp și v-ați plimbat, să înțeleg eu, dintr-o localitate în alta, ați trăit într-un sat, acum sunteți la Chișinău și, în primul rând, în cazul dat, este responsabilitatea dumneavoastră, cumva stați alături de acest copil fără niciun temei, la ziua de astăzi. Legal nu aveți niciun temei. Și nu putem să, nu doar autoritățile, să învinuim aici. Noastră trebuie să depuneți oficial cereri peste cereri, să aveți răspunsuri. La cine în mod special? La Cojoșna, unde s-a născut copil? La Briceni, unde au trăit o perioadă? Sau la Chișinău, acum unde stau... Eu zic de că urma acolo unde s-a născut copilul, pentru că locul responsabil de, autoritatea responsabilă de copil, este locul aflării copilului. Deci primărie din Cojoșna. Până în primărie din Cojoșna nu puteau ei să-ți delege cumva atribuțiunile sale sau îndatoririle sale pentru faptul că mama este născută nu știu unde și a locuit nu știu unde. Ei sunt responsabili acolo unde s-a născut și unde s-a aflat copilul să întreprindă toate acțiunile necesare pentru ca acest copil să fie documentat. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre soarta unei fetițe de 8 ani care nu are acte de identitate, iar din cauza asta nu este acceptată nici măcar la școală. Fetița trăiește cu tatăl ei, care însă nu își poate demonstra paternitatea. Mama fetei ar putea rezolva această situație, dar ea este dispărută de 2 ani. Deși a fost căutată și cu poliția, ea continuă să se ascundă de toți cei care au cunoscut-o anterior. Acum în platoul nostru va intra bărbatul care și astăzi figurează în acte ca soț oficial al femeii. Asta chiar dacă nu mai locuiește cu ea deja de 11 ani. Iuri Alexeev, la fel ca și Ghenadie Baev, este în căutarea femeii. De ce? Aflăm imediat. Iurie, te așteptăm. Iurie, bună seara, bine ați venit la noi. Iurie, din câte știu eu, dumneavoastră vreți să obțineți divorțul de Alina. Să-mi povestiți de ce nu l-ați obținut până acum. Eu am venit, cum să
Tu să fac boletenul și o dispărut. Și la 4 ani am venit în drept căuț. Așa? Și a postat 2 ani și iar o dispărut. Păi dacă a stat 2 ani, de ce atunci nu ați divorțat? Nu avem atunci nici nu avem chip când... Dar știați că ea deja are o altă relație cu Ghenadi? Da. Eu înțeleg că voi vă cunoașteți. Da, da. Și chiar o perioadă ați stat așa, în vecinătate ați trăit, da. Nu? Da. Deci Ghenadi e cu soția dumneavoastră oficială. Da. Trăia, știați că are copil. Da. Și dumneavoastră? Ce vă să vă spun? Nici bani n-avem atunci să mă duc să fac, nici ea nu vroie. Cumva eu observ o chestie că această doamnă cumva găsește niște soți foarte, foarte loiali, foarte... Mi-e strană. Dar divorțul nu costă atât de mult, oameni buni. Deci divorțul pe cale amicală, dacă nu sunt probleme, nu sunt probleme de partaj de avere și locul de trai copilului, nu aveți divergență, se merge la oficiul stării civile sau acum deja agenție, servicii publice, se depune declarație și dumneavoastră și soția și peste o lună aveți certificatul de divorț, se achită 180 de lei, ceva de genul ăsta pentru acest certificat de divorț. Atât este. Dacă deja apare nu vrea unul dintre soți, chiar dacă ea nu dorește, dumneavoastră aveți posibilitatea să depuneți o acțiune judecată privind desfacerea căsătoriei. Taxa de stat este 40 de lei. Cererea, mă rog, dacă nu puteți să o formulați dumneavoastră, achitați un avocat, nu mai este, Doamne ferește, cum ca să vă formuleze cererea și mergeți și divorțați. E simplu. Mai ales că deja o perioadă foarte îndelungată nu mai locuiați și nu mai aveți trai în comun. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți acum că sunteți cel puțin ipotetic, nu ipotetic, dar legal, sunteți tatăl, iată, acestui copil... A lui Ghenadi. A lui Ghenadi. Și în momentul în care soția dumneavoastră, că încă este soție la moment, depune cerere privind încasarea pensiei alimentare, nu sunteți obligați să achitați pensiile alimentare. Divorțul nu-l aveți, că ați spus că nu aveți certificatul de căsătorie. Iurie, oficial, tu ai putea fi considerat tatăl a încă unui copil. Trebuie să se grăbească urgent, fiindcă mâine pe mâine vă pomeniți încă cu tată mai mulți. Colegii mei au găsit femeia care și-ar fi abandonat copiii. În această seară vom auzi ce spune ea despre dispariția sa, dar și despre viața ei alături de foștii iubiți.